alert, ministrul Justiției solicită oficial procurorului general de secretizarea protocoalelor cu SRI. În data de 19 martie 2018, ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a solicitat lui Augustin Lazăre, procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaiei Justiție, în baza prerogativelor constituționale și a competențelor legale, comunicarea următoarelor aspecte. Dacă câte protocoale secrete au fost încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe de o parte și Serviciul Român de Informații, pe de altă parte. Data încheierii și semnatarii respectivelor protocoale. Demararea procedurii legale de desecretizare a conținutului acestora. Premierul Vioric Dencil a solicitat deja desecretizarea protocolelor încheiate între SRI subliniere și alte instituții ale statului, având în vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea României ce stat democratic în care funcționează separația puterilor în stat. Precum sublinierea poziția oficială exprimată astăzi de administrația prezidențială, a anuncat, vineri seară, guvernul. Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazează pe prevederile legale potrivit cărora se interzice clasificarea ce secrete de stat a informațiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii înclecerilor legii, erorilor administrative, limitrii accesului la informațiile de interes public, restrângerii legale a exercițiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. Potrivit legii, desecretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informațiilor secrete de stat se realizează de către puternicii sublinierei funcționarii superiori abiliti ci prin lege se atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al instituțiilor care coordonează sublinierei controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate. Situația protocoalelor de colaborare între SRI subliniere și alte instituții ale statului, persoanele care au dreptul să declasifice respectivele informații sunt conductorii instituțiilor semnatare, care, în spec, au sublinierei calitatea de autoritate desemnat de securitate. Potrivit articolul. 14 din legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, stat asigură coordonarea, la nivel național, a tuturor programelor de protecție a informațiilor clasificate.